Angajații din carierele și termocentralele Complexului Energetic Oltenia nu vor munci în a doua zi de Crăciun, având asigurate zile libere de sărbători. Dintre aceștia, aproximativ 40% reprezintă personal de zi și și-au depus cereri de concediu de odihnă. Foarte mulți salariați ai Complexului Energetic Oltenia care nu lucrează în schimburi au de recuperat concediile de odihnă. În acest sens, în jur de 1500 dintre cei 13.000 de angajați ai societății și-au depus cererile de concediu în perioada în care guvernul a programat zile libere cu ocazia sărbătorilor de iarnă pentru bugetari. Reprezentanții companiei au lăsat la îndemâna șefilor de cariere și termocentrale să programeze liberele pentru salariați în așa fel încât aceștia să-și poată lua concediile de odihnă neefectuate pe acest an, iar funcționarea CEO să nu fie afectată.